Da, oameni buni, cam asta o să fie prima parte a vlogului. Puteți să observați cam câte bagaje sunt pentru câți inși? Pentru 4 oameni. Păi stai, unde sunt? Băi, eu vreau să stau în port bagaj. Ia, mă. Bună ziua, domnule Neagu Maris. Să rămâi. Ce voi aveți despre călătoria de astăzi? Vă plecăm spre Bușteni, care este capitala Suceavei. O să vi se pară drumul? Sper să ajungem foarte bine și foarte în regulă acolo. Am înțeles că e pădăceaba totul și... O să murim. Domnul șofer, veniți puțin, vă rog, calmă și pe mașină. Spuneți-ne cum va decurge traseul pe care îl vom lua. Pe unde vom lua? Hai să trăi! Hai, Darek! Da. Oameni buni, plecăm spre... încă o dată spre Bușteni. Ne-am întors și plecăm iar. Ne-am întors și plecăm iar. Bă, când am fost plecat data trecută, știți că am filmat mai în gât? Vlog în gât. Bună, Denisa. Bună. Ce părere ai când o să ajungă primul câine președinte? O să fie lumea mai bună. Ia fii atent, am filmat deja, nu știu cât am filmat, și deja am 96% baterii. Mai avem 2 baterii. Avem 15.000 de baterii. Uite cum face părul. Firește, 9 cât s-a dat la 1. Uf! Sau la 7. Poftim? Andreea, s-a dat pe tugă, tu ai bine. Băi, care a luat câinele cu noi? Ești copilul meu! Și-a luat și copilul meu! Trebuie să fiți un șofer responsabil și să puneți centura. Taci că tragi de repunță. Aaaa, Andrei! Salutați live-ul, băieți! Esta comedia! Esta como estás, mi amor? Miguel Enut! Mai sensual! Hai toți stânga! Stânga acum, stânga! Dă-i așa frumos. Dă-i tu. Andreea, sunt toți prieteni aici, uitați, puteți să vezi nebunia pe acolo. Salutați la cameră! Hai că salutați, ok. Hai să trăi, ei! Așa. Haide! Hai. Și rămâne de văzut cum o să ne simțim, dar eu cred că o să ne simțim tare rău de tot, pentru că ne simțim oricum bine rău de tot. Dăm și punga cu ciorapi. Am reușit să-mi cumpăr și ciorap și tot ce trebuie pentru aceste zile minunate rău de tot, alături de Andreas, care este în spate pe filmul Andreas. Hai că m-am fi... Pentru o vacanță de nedorit, vin la Caius că ești pofit. Gata. Lumea are nevoie de eroi, titanii suntem noi. Titanii! Yeah! Ceva pe vlog? Nu, nu, frații mei. Fă, pupă, pa, pa, pa. Cu băutură, că sunt mai copii de 12 ani. Te pup. Să nu beți. Dacă să mă vezi să ridic camera, chiar fac vlog în gât. El este Caius, este primarul comunei Votoșan. El este Ștefan, marele Ștefan, Tudor Arghezi. Bună, vezi că nu mai sus așa. Și am 15 ani. Ștefan, vede tipul. Hai să trăiești. Bă, da. Mai faci vlogurile alea când le faci să te fii așa? Salutare, ce faceți, bă, băieți? Bă, bă, fratele. Patru carduri erau așa. E frumos. Ce faceți, bă, băieți? Sunteți frumoși. Bă, pupă ghidușul. Și acum mergem cu camera. Eu am să dorm cu Andreas. Hai, Andresică. Hai să mergem să dormim? O să fie puțin întuneric. Poveste de groază. Ce? Ușile astea. Mai știi care e camera sau mergem peste alții? Bă, nu mai văd. Natura, băi. Să mor. Ce? Ești tu chestia asta. Ok, Andreea s-a prăbătit puțin pe jos. Bă, e foarte cald aici, omule. Bagajele, cum am venit, așa ne-am lăsat. Puteți să observați. Welcome, Imogen și Andreas. E acolo normal trebuie să scrie o fată, dar mai rar cu fetele. Pă bune că te-ai bășit la mine pe vlog, omule.
Ți las camera așa și păi, dar și când dorm? Până dimineața, tocmai ce ne-am trezit, ce m-am trezit, haideți să vedem ce face Imogen. Aspiră pe jos. Haide! Ce pune să dă? Haide! Ia uite, ia uite, ia uite! Jale, jale, jale! Ia! Alo, da! Mai rămas un meter, băi! A venit la puștien, nu? Am văzut să-ți fac o bere! Haide! Nu s-a trezit, mă! Bă, uite-l unde doarme! Băi, japonez! Nu te știi doar pe jos, băi! A fost din pata seara și acolo a rămas. Bă, mă, doarme ca acasă, se simte bine! Zi, Mogene, prima impresie? Cum te-ai trezit? Nemții, iau tare că nu stai mâncare, s-o par cu aici. Păi de-aia ai dormit aici, cu gândul la mâncare, hă? Provizii! Hai, mă, lăsați-l pe-o în pace, că e pe Bulgari. Mă, dă-mi calor acolo. Bă, s-a speriat, am vedea că m-am deschis. Bă, chiar m-am spiut și am zis, că vin să-l trezesc pe Imogen. Mine ești cuvânt, mamă, mie. Poți să fii o țărcomnicul tău, mă? Hai, mine, fane. Legătește-te că murim. Am pus cheia. Bă! Nu! Nu! Când stați așa? Ce e asta? Unde-mi e cartea? Unde-mi e cartea? Nu știu, răpus pe spate. Stai unde-ți că ducăm în cap. Vă sunteți domnișoarele de onoare, nu? Bă, știi cum merge ăsta? Nu știu pe spate. Stai unul să intre în cap, să cadă pe parte. Gat. Dar liniște, vă rog frumos! Doamnă, liniște! Ne-am adunat astăzi, prea frumoasă, minunată zi de luni! Ce zi azi, mă? Marți! Marți! Doamne, miluiește-mi! Se prezintă în fața mea domnul... Ion! Domnul Ion și doamna... Margareta! Margareta! Tăunim aceste suflete! Amin! Mai tare! Mai tare! Amin! Doamne, miluiește-mi! Fă-ți făcut! Dă-mi, mă rog frumos, să vedem doamna la față! Pune eu la loc! E frumoasă! E frumoasă, Mirea! E frumoasă! Domn' părinte, n-am dat barbă! Aduceți o mașină de tot! Doamne, miu, e ghe! Aveți verghetele să-i le dați, domnul părinte? Avem verghetele, avem! Dați-mi pizda, mă, că le avem! Dați-mi mie două părinte! Am adunat astăzi, în genunchi, domnul, în fața admirezii dumneavoastră. Și ăsta noroc paltanul. Secundul norocul lui Dumnezeu. Ion. Cu roaba lui Dumnezeu. Margareta. Domnul Ion Alexandru Bălan Marin Cosmina Eugenie Darian Florin Marian. Da. Un luați pe doamna Margareta Cosmina Luceafră Ion Cosmina de Chirioi, cu popârșoacă, că tă soție. Da. Mai tare. Da. Doamna Margareta Cosmina Florin Marin Cosmina scriva pe față. Îl luați pe domnul Ion Cosmin Marin de soție. Da! Și eu l-aș vrea pe domnul. Ia-l tu și eu. Nimeni nimic, Adriana. Filmați asta cu Cristina, că e bun. Vă rugăm să puneți tinelele. Băi,
Dumneavoastră îi puneți, doamne. De ce tremurați, doamna, astea? Emoții, emoții. Deci, se opune cineva? Se opune cineva? Bă, liniște, liniște, a zis Chizu că se opune. Se opune, avem un om aici care se opune, doamna, și se opune. Eu îi opune. Ia. Soția mea! Soc, în premieră! Șoc! Cuplurile! Soția mea! Ce face cu soția mea? O pun și la tine! Ce ești tu? Dă-mi binecuvântarea, mai dă-i bă asta! Domnul părinte, vă rog frumos, veniți aici să continuăm slujba! Te văd acasă! Să trecem peste ce s-a întâmplat! Păi cu nouă bine! și celor care au urmăresc, bineînțeles, celor care s-au urcat în barca asta a mea de la început, sau acum, nu contează, vă iubesc absolut pe toți și vreau să zic că sunteți niște oameni minunați și multă sănătate vă doresc.